Salut, numele meu este Costi și în acest video voi face o prezentare a replicii de Airsoft Glock 17, marca Umarex. Codul produsului este 7013, așa îl puteți găsi pe site-ul Octagon Airsoft Cluj. Așa arată cutia, aici avem niște caracteristici ale replicii, aici scrie licența oficială produsă de cei de la Glock. În cutie avem manualul de utilizare a replicii, care este foarte ajutător. Aici toate caracteristicile replicii, cum se introduce capsula, siguranța, mai avem replica care vine cu încărcătorul pus și mai avem cheița pentru strângerea capsulei de CO2. Așa arată replica. Vedem pe ea că scrie Glock 17, Austria 9-19, este calibrul pistolului cu glonț. Aici logo Glock. Aici pe ambele părți avem niște adâncituri care ne oferă o priză foarte bună a mâinii pe replică. Pe partea aceasta vedem aici licență oficială produsă de Glock. Aici este serialul unic al replicii. Deci da, are serial unic. Așa se văd prin cătări. Așa se vede. Aici pe replică avem siguranța, prima siguranță. După cum vedem, scrie S de la safe, acum este pe safe, și F de la fire, deci pe safe nu putem acționa trăgaciuri. Și dacă tragem de ea, acum este pe fire, deci putem trage. Și a doua siguranță a replicii este la trăgaci. După cum se vede, nu putem acționa trăgaciul decât dacă apăsăm și pe acea parte care este ieșită în afară. Trăgaciul are o cursă destul de lungă. Încărcătorul este din metal. Vedem că scrie aici 6 mm, calibrul bilelor. Un avantaj este că putem bloca aici arcul și acum băgăm bile foarte ușor, fără să mai ținem noi arcul. Caracteristicile acestei replici sunt următoarele. Greutatea este de 650 de grame. Replica dezvoltă o putere de 2 J. Are blowback, adică se mișcă manșonul. Propulsia este pe capsule de CO2. Capacitatea încărcătorului este de 14 bile. Scrie și undeva pe cutie. Scrie aici, 14 rounds. Viteza bilelor este de 140 de metri pe secundă sau 460 FPS. Bilele recomandate pentru această replică sunt între 0,25 și 0,30 de grame. Hop-up-ul este fix. Nu putem regla hop-up-ul. Calibrul țevii este 6,08 mm. Modul de tragere este semi-automat. Lungimea replicii este de 20 de cm. Și lungimea țevii interne scria undeva, este de 99 de mm. Nu mai știu unde scrie, dar scria pe undeva prin aici. Lungimea țevii 99 mm. Iar acum vă voi arăta demontarea replicii, demontarea parțială. Este un pic mai dificil pentru că, după cum vedem pe ambele părți aici, avem niște chestiuni astea de care nu putem trage în jos. Nu este ca o replică clasică. Eu, spre exemplu, voi folosi un cui. Va trebui în aceste puncte, ăsta și cu ăsta,
să băgăm cuiul și să lovim cu ceva ca să iasă pe cealaltă parte. Dar mare atenție, replica trebuie ținută unde vedem că scrie licența oficială produsă de Glock. Doar de pe partea aceasta putem pune cuiul și să lovim. Am revenit, am primit un apel. Voi pune replica la marginea mesei ca să poată ieși pe cealaltă parte și voi da cu patentul. Este un pic cam greu. Primul, după cum se vede, a ieșit. Și acum doar trag de el. Și după cum vedeți, un capăt are zinții din aceștia. Mare grijă pe unde l-a scos, așa l-ați și băgat, cu aceeași parte. Și acum mai am... De fapt nu, e de ajuns acesta. Acum tragem manșonul în spate, ridicăm de el și a ieșit manșonul. Acesta este. Aici avem arcul și cam așa arată replica. Acum o puteți curăța. Aici scrie 9-19. Aceasta este țeava de 99 de milimetri. Și dacă vreți să scoateți și această bucată cu tot cu țeavă, toată partea, va trebui să scoateți acest punct și acesta de aici și acesta. Da? Deci încă 3 puncte ca să scoateți toată partea asta. Și acum o voi remonta arcul mai întâi, apoi mare grijă când o remontați, acesta este ciocanul care când apăsăm pe trăgaci el se ridică și împinge bila, mare grijă să fie lăsat jos, pentru că altfel nu puteți pune manșonul. Acum îl potrivim aici. Tragem în spate și aici se va bloca așa, pentru că cu această parte de metal venim un pic în față și împingem ciocanul acela ca să poată reveni manșonul. Iar acum pe unde am pe aici am scos această chestie, o băgăm la loc, tot pe aceeași parte, cu același capăt, împingem și a intrat la loc. Da, am remontat replica. Acest manșon este din metal full. Cătările nu sunt reglabile la această replică. Țeava este și ea din metal. Acest corp este din ABS, foarte bun și rezistent. Acum vă voi arăta cum se încarcă replica cu bile și cu CO2. Scoatem încărcătorul. Mergem aici la încărcător, în spate, împingem această plăcuță până se blochează. Iar aici vedem aici este spațiu să punem această cheie. Punem capsula de CO2 pe aici, pe unde este spațiu mai mare. Recomandat este mai întâi să ungem cu niște ulei siliconic acolo la garnitură. Așa este recomandat pentru replică.
că așa, punem capsula și acum strângem de cheiță până se blochează un pic, mai strângem un pic și până auzim un fâs de aici. După ce am auzit fâsul, mai strângem foarte un pic să nu pierdem gaz. Dăm această plăcuță în spate și acum bilele foarte ușor blocăm aici încărcătorul și punem bile pe aici. Zece bile. Așa rămâne replica, că nu mai avem bile. Dacă ați rămas fără bile și nu mai vreți să trageți, dați capacul la o parte, băgați cheița și va ieși restul de CO2 pe aici. Dar recomandat este undeva afară să faceți chestia asta. A fost destul de mult.